Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ca să nu plătească nota la restaurant, un domn lituanian a simulat că face infarct în 20 de restaurante diferite. Avem și noi un coleg care a simulat acum câteva săptămâni că face infarct. Eu n-am simulat, eu chiar m-am speriat, fraților. Aoleo, da, chiar așa. Ți-mi minte că m-ai găsit în redacție speliat? Speliat, da, pentru că lactic dolmise și pe umălul stâng. Nu știu ce am pățit, dar aveam un... umăr care te durea. Da, dar rău. Să știi că așa e de la o vârstă, după ce dormi mult timp pe stânga sau pe dreapta, te dor umerii. Da, da. Asta n-am luat în calcul. Acum dorm pe spate și Oana s-a mutat în altă cameră. Da. Să revenim. Revenim. Bine că te-ai vindecat de infarct. Da. Ne bucurăm foarte mult. Ce râs, mă? Am scăpat. Deci domnul lituanian a făcut ravagii pe Costa Blanca, în Spania. Valencia. Alicante. Blava sau Blanca? Cum? Costa Blava sau Costa Blanca? Blanca. Blava e mai sus. Știu, mă, e la Barcelona, acolo. Tare urât. Am fost. Serios. Zici că ești la România, Bulgaria. Ceapa e adâncă. Undeva pe fâșie. Da. Nu mi-a plăcut deloc pe Costa Brava. Da, am fost acum 17 ani. Aha. În ce stație? Ai făcut un barter? În Caia. Aha. În Girona ai ajuns? În Girona? Da. În Toroelia? Nu. Toro ceva? Nu, am mers, am stat numai în Barcelona, eram fiert pe Barcelona în perioada aia. Bun. Să revenim la metoda la escroc? Da. Deci da. Escrocul intra în cârciumă, mânca și bea, pe săturate, logic. Așa. După care când primea nota și încleștea mâna în piept, se prăbușea la podea și începea să horcăie. După modelul. Este un lucru de făcut, știi? Când... nota, vă rog. Poftiți. E mișto de făcut asta ca să vezi ce ochi face chelnerul. Da, da, da. Mai joc din când în când, dar uite că nu m-am gândit că ar putea să aș putea să și economisesc niște bani cu asta. Că vreți dacă, să o facem? Bă, dacă ar, am putea. Am putea. Bă, dacă mă prindeam. Da, eu zic că treaba asta merge în Spania. Acolo da, în lumea e mai calmă. Da. Cred că la noi există două palme să-ți revii. Asta nu, în România, dacă te vede că ai căzut, profită să te buzunărească. Înțelegi? Da, corect. Plin de compasiune, patronii spanioli îl ajutau, în cele din urmă lăsau să plece. Săracu. Abia nu știu ce. Doar că, na, câți clienți fac infarct când văd nota? Adică se întâmplă odată, se vorbesc între ei. Domnule, a făcut unul infarct la mine astăzi când a văzut nota. E a mi tambien, zice celălalt. Păi și la mine. Cum arată? Păi e unul chelios. Da, câte infarct faci? Câte infarct? Te. Uri. Uri. Da, îi plac fructele de mare. Și un patron a intrat la bănuiel, a fotografiat, a distribuit imaginea colegilor. Așa. Se văd seara între ei, mă, patronii de cărciumă, adică o tagma lor e, poate au grupuri de WhatsApp. Poate au un sindicat. Dar nu m-aș fi așteptat. Poate pun pe Facebook. Dar există colegialitate de asta între... Pune unul pe Facebook și zice, uite ce mi s-a întâmplat. Pe grupul de Facebook al patronilor spanioli de pe Costa Blanca. Dar nu mi se pare ceva și încă a avut un infarct în cârciumă. Nu? Nu? Serios, nu? Cât de des te întâlnești cu această situație, te rog? Știu dacă te întâlnești, dar adică vreodată nu-i ceva la modul să anunț pe grupuri. Bă, să vedeți ce mi s-a întâmplat, a avut unul... Acum... Fac la mine în cârciumă și după aia s-a vindecat și a plecat. Eu cred că Luca a mai plătit așa, mă, sigur. Ai cetățenie lituaniană? Da, nu, mă, nicio treabă. De ăștia care fac timp fac în cârcium, nu mi se pare nimic ieșit din comun. Da, nici nu s-a mai întâmplat tot timpul. O banalitate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.